să nu se gândească cineva că mi ocup timpul găsind greșeli în biserica adventistă sau în alte biserici. Pur și simplu, aceste clipuri mi-apar ca sugestii. Deschid youtube sau deschid Facebook-ul și mi-apar aceste imagini, care pentru mine sunt revoltătoare. Pentru mine, aceste clipuri transmit un mesaj clar. Biserica Adventistă, în mod oficial, s-a lepădat de la Scripturii. Asta transmit pentru mine aceste imagini. Dacă Scriptura spune foarte clar, femeii nu-i dau voie să dea învățătură și tu apropi ca femeile să dea învățătură în adunare, tu în mod oficial vrei să ne arăți că nu-ți pasă de Cuvântul lui Dumnezeu. Că tu faci ordinea la tine în biserică, nu Domnul Iisus. Și să nu se gândească cineva că exagerezi. Că astea sunt doar cazuri izolate. Nu. Imaginile astea, clipurile astea, predicile astea cu femei din bisericile adventiste au început să apară recent. E ca un statement. Noi de acum asta facem. Trebuie să înțelegeți cum funcționează Biserica Adventistă. Biserica Adventistă funcționează ca o corporație. Nu se întâmplă nimic fără aprobarea șefilor ăia mari din vârful piramidei. Șefii ăia mari din vârful piramidei au decis în mod oficial că femeile au voie să predice. De aia am început să vedem astfel de clipuri pe internet. Și repet, eu nu le caut, pur și simplu îmi ies în față. Prima oară am văzut pe Facebook pe cineva distribuind din Biserica Adventistă din Suceava. O femeie care predica. Acum am deschis YouTube-ul și am văzut altă femeie care predică din Biserica Adventistă din Brașov. Cu o altă femeie în spatele ei. Nu știu ce rol are acea femeie din spate. Probabil e prezbiterită. Habar n-am. În decursul a două săptămâni am văzut două femei adventiste predicând de la Amvon întregii adunări și sunt sigur că au argumente. Normal că au argumente. Se pricep la sucirea Scripturii. Sunt oameni inteligenți. În general, adventiștii sunt oameni inteligenți. Cei din conducere, cel puțin. Știu să jongleze textele Scripturii cum vor ei. Dacă faceți parte din Biserica Adventistă, o spun fără nicio teamă. Ieșiți din biserica asta. Ieșiți din biserică. Căutați-vă altă adunare. Nu vă face părtași la asemenea răzvrătiri împotriva Ordinului Dumnezeu. Partea amuzantă, cel puțin pentru mine, e că toată ziua vorbesc de decrete duminicale, se tem să nu-i oblige cineva să se închine în duminică, pentru ei ăsta e semnul fiarei, dar ignoră poruncile clare ale Scripturii. Asta face de obicei. Orice sectă, ridică învățătura acelei secte mai presus de celelalte învățături ale scripturii și ajunge la un moment dat să ignore învățăturile clare ale scripturii. Pentru că se depărtează de centru, se depărtează de Hristos, uită cine e capul. Și bineînțeles, am mai vorbit, această biserică e născută dintr-o mare minciună. Adică nu e nici de mirare, nu e nimic uimitor ce se întâmplă. E ceva normal să se ajungă la așa ceva. Repet, astea nu sunt cazuri izolate. Biserica adventistă funcționează ca o corporație. Are un sistem piramidal. Nici o biserică individual nu ar îndrăzni să pună femei predicatori dacă nu ar fi aprobați de cei de sus. Deci, ce auzim și vedem aici cu aceste femei care predică adunării, e o declarație publică, noi asta facem de acum. Noi suntem de acord cu așa ceva. Și ca să termin cu o mică ironie, pentru că pe lângă faptul că e de plâns, e și de râs, da? e secret biserica adevărată, cele trei soli îngerești care vestesc lumii să se închine sâmbătă. Restul sunt Babilon. Asta pretind dacă această biserică adevărată, sunt ironic, da? Dacă această biserică adevărată e născută într o mare minciună și are ca un fel de fondator al ei o femeie pe LNG White, de ce să nu predice femeile? Adică e foarte logic ce fac din punctul lor de vedere. Dacă ei își iau învățătură de la o femeie, o consideră un profet inspirat, ei orice spun nu au voie să o contrazică pe Ellen White. Nu au voie. Pentru că n-ar mai fi consecvenți. Și mă gândesc că se și tem de asta. Pentru că chiar cred că a fost un profet. Dacă interpretarea lor o contrazice pe Ellen White, o aleg pe Ellen White. Deci, pe de-o parte, era și normal să se ajungă aici. Era și normal. Încerc să fiu cât de clar posibil orice adunare în care o femeie se ridică și predică acele adunări, nu e adunarea Domnului Isus Hristos. E adunarea oamenilor, e adunarea adventiștilor, e adunarea lucutare și lucutare, dar nu e adunarea Domnului Isus Hristos. Pentru că nu respectă rânduielile lăsate de Domnul Isus. Prin apostolii săi. Inspirați de Duhul Sfânt. Femeia să tacă în adunare, a spus Apostolul Pacă. Mai clar de atât nu se poate. Femeii nu îi dau voie să dea învățătură. Nu îi dau voie să învețe pe alții. Mai clar de atât nu se poate.